this only to make me go. I'm saying. Luci Maka! Is looking at you, kid. Cam de când există filmele, realizatorii au încercat să folosească tehnica și tehnologia pentru a uimi spectatorii cu felul în care sunt spuse poveștile. Avansurile tehnologice fac parte din evoluția firească a cinematografiei, de la nașterea ei până în prezent. O să vă prezint momente cheie din istoria filmului, revoluții în ce privește efectele vizuale pe ecran. Nu mă refer aici doar la efecte speciale făcute pe computer, acestea sunt relativ recente. Mă refer la toate aceste tehnici, de la machiaj special, la animații, plastilină, croma, miniaturi, de toate. Hai să vedem! Primul avans tehnologic este, de fapt, descoperirea unui defect al vederii umane. Persistența retiniană este acel defect care ne face să vedem fluidă derularea unei succesiuni de imagini statice prin fața ochiului. Filmul face exact asta. Derulează câte 24 de imagini succesive în fiecare secundă prin fața ochilor noștri. Al doilea moment a fost un pariu. Guvernatorul Californiei din 1872, Leland Stanford, a făcut un pariu cu un prieten pe suma de $25.000, susținând că în plin trap un cal este cu toate cele 4 picioarele în aer. L-a angajat pe fotograful Edward Muybridge să facă un studiu fotografic asupra mișcării animalului. Acesta a amplasat 12 camere de fotografiat în succesiune pe marginea unui hipodrom. A ieșit o serie celebră de imagini care dovedește că, într-adevăr, calul este cu toate cele 4 picioarele în aer. Pentru ce e important acest experiment? A deschis drumul spre descoperirea animației stop-cadru. Adică, oamenii au înțeles că pot fotografia un obiect în poziții diferite și că pot reda acele fotografii în succesiune rapidă, creând iluzia mișcării fluide. Magicianul George Méliès, totodată pionier al cinematografiei, a realizat în anul 1902 filmul Călătorie pe Lună, considerat primul film SF. Aici a perfecționat tehnici de efecte speciale folosite și în filme precedente, reușind să producă imagini emblematice, care au rămas întipărite pe retina cinefililor. În 1927, filmul Metropolis, realizat de Fritz Lang, a reprezentat o revoluție în ce privește folosirea miniaturilor, a compozițiilor, a decorurilor pictate și a procesului Schüfftan, care implică oglinzi și reprezintă de fapt un efect din cameră. King Kong din 1933 reprezintă un exemplu foarte bun al tehnicilor folosite în deceniul acela. În 1937, Walt Disney lansează filmul Albă ca zăpada, primul film de lung metraj în care a fost folosită integral tehnica de animație single frame, o performanță notabilă a vremurilor. Trebuie să înțelegem că între animație și efecte vizuale există o legătură strânsă. Vrăjitorul din Oz din 1939 este considerat primul lung metraj color, ceea ce a dus la dezvoltarea multor tehnici de efecte speciale. În al 4-lea deceniu al secolului trecut a fost perfecționată imprimanta optică, ceea ce a permis realizarea filmărilor combinate. În anii 50, realismul efectelor vizuale din filme a ajuns la un nivel impresionant. Filme precum Forbidden Planet și Cele 10 porunci, amândouă din 1956, au devenit repere în ce privește folosirea animației, a fundalurilor pictate, a miniaturilor, a multiplicării mulțimilor prin filmări combinate. Anii 60 au avut 2 momente cheie în ce privește efectele speciale în filme. Filmul Jason and the Argonauts din 1963 și 2001 Odiseea spațială, filmul lui Stanley Kubrick din 1968. Acesta a schimbat percepția oamenilor asupra a ce este posibil în materie de efecte vizuale. Tehnicile folosite în film nu erau noi, însă felul în care au fost integrate, cu minuțiozitate și cu atenție sporită, a fost revoluționar. Star Wars a arătat avansuri semnificative în anii 70 în ce privește efectele speciale, iar ponderea de efecte din film a fost uimitoare. Filmul, regizat de George Lucas, a dus la înființarea unei case de producție de efecte speciale, Industrial Light and Magic, care încă este una dintre cele mai bune și populare case de producție din lume. Filmul lui Steven Spielberg, Întâlnire de gradul 3, este încă un film cu efecte speciale impresionante create de veteranul Douglas Trumbull, care a lucrat inclusiv la Odiseea spațială. Pe lângă efectele speciale absolut spectaculoase din film, Trumbull a realizat o tehnică de a crea lens flare intenționat. Efectul acesta de lens flare se petrece atunci când lumina este reflectată de una dintre lentilele din componența unui obiectiv. Înainte era considerată o eroare și era de evitat. În ultimii ani, în schimb, este un efect căutat de către realizatorii de film. Star Trek – The Wrath of Khan din 1982 este filmul în care regăsim prima secvență integral creată pe computer. În anii 90, dezvoltările tehnologice în ce privește CGI-ul au deschis posibilități noi ce au permis crearea de imagini care, înainte, erau inimaginabile într-un film. Cel mai spectaculos din acel deceniu, după părerea mea, este Terminatorul care se transformă din solid în lichid și înapoi, într-un fel care îmi ridică și acum părul pe mâini. Evident, mă refer la filmul Terminator 2, Judgment Day. Tehnologia Motion Capture a fost perfecționată în seria Lord of the Rings, permițând captarea nu doar a mișcării unor persoane, ci și a mimicii feței unui actor. Această tehnologie Motion Capture a fost dusă mai departe de blockbustere, precum Pirații din Caraibe, Expresul Polar, Avatar, Planeta Maimuțelor, sunt multe. Din ce în ce mai multe filme se bazează pe filmarea cu un ecran verde în fundal, lăsând o mare parte din umplerea cadrului pentru stadiul de postproducție, pe echipele de efecte speciale. Serialul The Mandalorian a revoluționat felul în care sunt create imaginile, folosind ceea ce se numește un video wall, care nu este altceva decât un ecran imens care înconjoară actorii și pe care rulează imaginile, care reprezintă decorul. Cam astea sunt punctele de cotitură. Putem vedea clar cum efectele speciale erau înainte mai mult ca o cireașă pe tort, un element izolat, iar acum sunt felul integral în care sunt realizate producțiile acestea spectaculoase. Să-mi spuneți, vă rog, ce filme din acestea pline de efecte speciale v-au plăcut, dar și cele care credeți că nu au ieșit atât de bine. Să ne vedem cu bine! Apropo, tu ce film ai mai văzut?